Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana. Azi erați vorbind despre filmul Gumball. Da, după o așteptare de câțiva ani de acum, în sfârșit, filmul Gumball a fost confirmat de Cartoon Network. Thank God. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să rupeți în două butoane de like și de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Am și funcția de membership activată pe canal, deci dacă vreți să deveniți membri banana tastici și acestui canal, vă garantez că veți mai câștiga minim 2 ani din viață, dacă faceți acest lucru. Bun, hai să începem să vorbim despre filmul Gumball. Am ajuns în sfârșit și la cea de-a treia parte a anunțului masiv a celor de la Cartoon Network, și anume că vom avea un film cu Gumball. Uimitoarea lumea lui Gumball va avea parte de filmul propriu și mă bucură foarte mult asta. Gumball are în momentul de față 6 sezoane și din ce se pare planurile sunt destul de clare deocamdată, și anume că e posibil să mai continui, chiar și în situația în care va apărea un film. Bine, toți ne așteptăm acum ca filmul să fie continuarea ultimului sezon, adică știți chestia cu Vortex-ul, ultimul episod ne-a lăsat într-un cliffhanger total și a spune că filmul se va lega de asta, adică va fi o concluzie a seriei, dacă vreți. Există un dar aici. E posibil totuși ca Gumball să nu se termine și vă zic și de ce am și o teorie așa, dacă vreți, legat de acest lucru. E posibil să nu se termine pentru că Gumball totuși este o prioritate foarte mare pentru Cartoon Network. Nu e ca Steven Universe, nu e ca Adventure Time, dacă vreți, că nici Adventure Time nu mai este așa de big în momentul de față. Este Gumball. Se fac maratoane cu Gumball, se fac, uite, în martie o să avem luna Gumball. Deci am putea spune faptul că Cartoon Network își dorește ca Gumball să continue, și dacă Cartoon Network își dorește ca Gumball să continue, înseamnă că vom mai avea content nou legat de Gumball. Aș spune că filmul ăsta este un semn clar al faptului că e posibil chiar să continue seria. Adică ceea ce vreau să zic este că probabil vor face un film cu concluzia la tot ceea ce am văzut în ultimul sezon, dar asta nu va însemna neapărat că se va termina uimitoarea lumea lui Gumball. Ba din potrivă, sunt toate semnele acolo că și-a dorit să continue Cartoon Network această serie. Nu m-ar mira într-un fel ca acest lucru să se întâmple pe viitor, adică practic Cartoon Network să ia decizia de a mai face content cu Gumball, mai ales că n-a spus niciodată faptul că gata, nu mai facem content, am terminat, și nici măcar creatorul nu a zis că va termina. Deci da, sunt șanse foarte mari ca seria să continue și acest film ar putea să o propulseze mai mult. Poate vor avea ocazia de a face cunoștință cu acest univers din uimitoarea lumea lui Gumball uitându-se la acest film care va apărea sub. Despre uimitoarea lumea lui Gumball am vorbit pe canal și v-am mai zis părerea mea despre ea. Am un playlist mai mare pe canal despre desene, iar în momentul de față încă mă uit la el, deci nu l-am văzut pe tot, dar pregătiți-vă că am să vorbesc despre toate sezoanele pe măsură ce le mai văd. Deci puteți arunca și o privire asupra playlist-ului. Plotul filmului nu a fost revealed încă și nici măcar nu avem un trailer, dar ceea ce știm este că se lucrează la acest plot. În mod clar am putea crede faptul că filmul se va lega de ultimul sezon, dar e posibil să se întâmple și altceva, de aceea nu ar trebui să dă la o parte și alte aspecte. Și bineînțeles mă refer aici la faptul că e foarte posibil ca uimitoarea lumea lui Gumball, adică filmul, să n-aibă legătură neapărat cu ultimul sezon, adică având în vedere că uimitoarea lumea lui Gumball este destul de, nu știu cum să vă zic, se poate întâmpla orice în uimitoarea lumea lui Gumball, atunci e foarte posibil ca filmul să n-aibă legătură efectiv cu ultimul sezon, adică să fie complet despre altceva și poate că nici nu va avea, nu știu, dacă se vor decide să continue uimitoarea lumea lui Gumball, poate că nu va avea legătură nici cu următorul sezon, adică vor lăsa acel cliffhanger și vor reveni la normal, adică să nu arate o explicație la ceea ce a urmat mai departe în ultimul sezon. Lucrul ăsta s-ar putea întâmpla, deși începe deja să se controleze un soi de poveste în uimitoarea lumea lui Gumball, lucru care este interesant și, din nou, cele mai mari șanse ar fi ca filmul să fie despre continuarea ultimului sezon, dar șanse și ca acest lucru să nu se întâmple și mai mult decât atât sunt șanse ca filmul să anunțe de fapt un fel de renaștere a seriei chiar, adică nu ar fi exclus ca la finalul filmului să se mai anunțe două sezoane, adică eu mă aștept cam la orice la filmul ăsta, de asta mă încântă cumva și vestea asta cum că va reveni uimitoarea lumea lui Gumball sub forma unui film. Pe lângă faptul că era foarte așteptat filmul acela, e posibil chiar să primim și mai mult content despre uimitoarea lumea lui Gumball. Iar chestia asta e destul de faină și, sincer să vă zic, cred că asta se va și întâmpla. Adică șanse mici ca cei de la Cartoon Network să renunțe la uimitoarea lumea lui Gumball, având în vedere și faptul că a și renunțat la foarte multe desene în ultimii ani.
Creatorul seriei a zis că își dorea de mult timp să transforme uimitoarea lumea lui Gumball într-un film, iar această dorință a creatorului va fi împlinită odată cu apariția filmului, practic. Deci, având în vedere că filmul este in the makings, ne putem de acum aștepta cam la orice. Un film cu Gumball va fi cu siguranță unul fain tare și, spre deosebire de alte filme făcute până acum, de cei la Cartoon Network, în acest film ne putem aștepta practic la orice. Deci da, cred că va fi destul de fun. Referitor la o dată sau orice alt fel de detaliu despre când va apărea filmul acesta, nu știu nimic, adică nu ne-au anunțat nimic, dar ceea ce știm este că proiectul este în development, adică abia este în stadiu de, nu știu, început sau poate chiar de producție, nu știu. Ideea este că, da, va veni un film cu Gumball, nu știu când va veni, n-a fost anunțat. Poate cine știe, anul ăsta va veni un film cu Gumball și eu, sincer să vă zic, am sperat să continue uimitoarea mea lui Gumball, poate cu un nou sezon. Adică filmul să fie cumva o introducere pentru alte sezoane, lucru care, din nou, repet că n-ar fi imposibil, adică având în vedere interesul mare a celor de la Cartoon Network pentru uimitoarea lumea lui Gumball, a spune că va mai continua cu măcar un două sezoane, dar vom vedea. E bine totuși că au început cei de la Warner, mă refer, să facă anunțuri legate de aceste desene. V-am zis și în ultimele două zile am tot vorbit despre anunțurile celor de la Cartoon Network, lucru care mă bucură că este interes cu privire la niște aceste desene și vedem ce va urma mai departe. Dar deocamdată cam atât știm. Uimitoarea lumea lui Gumball revine și revine cu un film. Film despre care cu siguranță am să mai vorbesc și aici pe canal când vă mai afla informații despre el. Da. Vă ce ziceți despre apariția acestui film? Îl așteptați? Puteți să lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Ce ar fi să fie o continuare a tuturor desenelor vechi de la Cartoon Network? Ce fain e să apar la final. Smile. Nu pot să cred că ți-am regăsit canalul după 4 ani. Ha-ha! Edet și Edi sau Curaj câinile cel fricos. Next. Banana, 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 multe banane, la final te rog. Total Drama și Survivor e aceeași chestie. Ha-ha! Lasă că mă pui pe mine la finalul următorului clip și așa vei rezolva problema aceasta minusculă.